Numerele naturale până la 1000. Știm deja că din 10 unități se formează o unitate de ordin superior, adică o 10. Putem să scriem o 10 este formată din 10 unități. Dacă vom pune la oaltă 10-10, vom obține o unitate de ordin superior 10, care este 100. Și atunci putem să scriem 100 este formată din 10-10 sau din 100 de unități. Pentru a obține o unitate de ordin superior 100, va trebui să punem la oaltă 10-100 și vom alcătui 1000. 1000 este formată din 10-100 sau din 100 de 10 sau din 1000 de unități. Numărul 379 este format din 370 și încă 9 unități. Spunem că cifra unităților este 9, iată, este un număr impar, cifra 10-lor este 7, iar cifra 100-lor este 3. Dar oare din câte unități este format el în total? Să vedem și noi. În componența celor 300 intră 300 de unități. În componența celor 70 intră 70 de unități. Plus încă 9 unități. Iată că în total sunt 379 de unități. Am spus că cifra 10-lor este 7, dar să vedem din câte 10 este alcătuit el. Păi cele 300 sunt formate din 30 de 10 plus încă 70, în total sunt 37 de 10. Cifra sutelor este 3 și iată numărul este format din cele 30 de 10 formează 300. Să aflăm acum câte numere sunt de la 218 la 456. Sunt foarte multe numere, de aceea ne este greu să le enumerăm pe fiecare. Și atunci, cum vom proceda? Știm că de la 1 la 217 sunt 217 numere. De la 1 la 456 sunt 456 de numere. Pentru a afla câte sunt de la 218 la 456, va trebui ca din cele 456 de numere să le scădem pe cele 217, care se află înaintea lui 218. Vom scrie operația 456 minus 217, adică din numărul cel mare scad predecesorul numărului mic. Predecesorului 218 este 217. Și calculez 7 din 16, 9, 1 din 4, 3, 2 din 4, 2. Sunt 239 de numere. Acum îmi pun întrebarea, dar câte numere sunt între 218 și 456? Ce înseamnă între? Înseamnă că numai număr și pe 218 și pe 456. Și atunci din cele 239 de numere, am să scad 2, pe 218 și pe 456. Și înseamnă că sunt 237 de numere.